Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Sidonia Iancu și iată-ne din nou împreună în emisiunea Săptămâna Sportivă. Invitații mei din această seară sunt din lumea fotbalului. Despre cine este vorba, vă spun imediat. Este vorba despre Jean Turmacu, președinte la secția de fotbal de la SCM Râmnicu Vâlcea și trei fotbaliști și un antrenor, care este și jucător în același. Vorbim cu Vlad Ionescu, Luca Turcu, Bogdan Geantă, antrenor, dar și fotbalist. Bună seara, dragii mei, și bine ați venit! Unii pentru prima dată, dar cu Jean ne-am întâlnit de fiecare dată, ne-a ținut aproape cu evenimentele sportive de la SCM Râmnicu Vâlcea. Veniți după un joc foarte frumos, cu un rezultat foarte bun, spun eu, dar cred că cel mai indicat este să vorbiți voi. Te las pe tine, Jean, să ne povestești despre frumoasa poveste, să zic așa, de fotbal, care este în momentul de față la Vâlcea. Știm destul de bine că sunt foarte mulți vâlceni care își doresc, sau aproape toți vâlcenii își doresc, să avem un fotbal mult mai dezvoltat. Română, bună seara și mulțumim pentru invitație. Cum am vorbit și data trecută când am fost aici împreună cu domnul Lăzărescu, am zis de atunci, v-am promis că o să facem tot ce depinde de noi să încercăm să ajungem aici. Iată că mai avem un singur pas de făcut până la promovarea în Liga a doua. O manșă dublă finală, practic, cu echipa din Câmpul Lung. E bine că am ajuns aici, e bine că a fost publicul aproape de noi, a fost foarte numeros sâmbătă la meci, s-a terminat bine pentru noi și miercuri la meciul care a fost la Zărnești am reușit să câștigăm cu 1-0, aici sâmbătă cu 6 și sperăm că acest campionat va fi încununat cu un rezultat pe măsură în această finală. Da. Voi dori să vorbesc și cu ceilalți, dar înainte de a le da cuvântul celor doi jucători de fotbal, aș vrea să vorbesc cu antrenorul, să îmi spună cum a fost meciul de sâmbătă trecută. Bună seara, bine v-am găsit. A fost o dublă manșă destul de grea, chiar dacă nu arată scorul. În tur am reușit să câștigăm cu 1-0. A fost un meci mai disputat și ei au avut spectatori numeroși acasă, însă în retur cred că am fost cam singura echipă de pe teren și am fost și noi împinși la rândul nostru de spectatori de la spate și am reușit să ne desprindem, să zic așa. Da, Bogdan Geantă este un fost fotbalist care a fost pregătit la Cluj împreună cu fratele tău, da? Da. Dragoș Geantă, care și el este antrenor la SCM Râmnicu Vâlcea în prezent, da? Da. Aveți o experiență bogată în ceea ce privește fotbalul și nu întâmplător îți adresez această întrebare. Știu, Bogdan, că ești și iubitor de copii și vrei cât se poate de mult să promovezi vâlcenii. Cum faci să faci tot posibilul ca să-i mulțumești? Când, mai ales că ești antrenor, știi ce înseamnă să fii jucător, să nu prinzi întotdeauna echipa. Cum îi faci pe ei, cum îi motivezi să dea totul în timpul meciului și la antrenament, bineînțeles? Da, sunt antrenor la grupa de 2014, U10, a clubului nostru. Îmi place foarte mult să fac treaba asta și pe viitor îmi doresc să iau și licențele care sunt necesare pentru a antrena copii și juniori și la nivel mai înalt, dacă se poate. Copiii vin cu bucurie la antrenamente. Nu sunt
genul, să zic, cum erau odată antrenori, erau mai duri, mai exigenți, mai dar exigenți, mai, exigenția da. Era puțin dură, de fapt. Da. Știm cu toții, dar este foarte bine că s-au schimbat, sau generațiile care tot vin schimbă cumva sportul. Și mă bucur foarte tare pentru asta. Haideți să vorbim și cu cei doi fotbaliști care au făcut ca Vâlcea să aibă un pas doar pentru a intra în Liga a doua. Vorbim cu Vlad Ionescu. Bună seara! Ia să-mi spui pe ce poți joci. Mijlocaș central defensiv. Ești mulțumit de acest post? Cum te simți în... Da, sunt mulțumit, mă simt bine. Cum a fost acest meci pentru tine? Un turul și returul. Hai să vorbim. Două meciuri foarte grele. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm. Da, haideți să-l întrebăm și pe Luca Turcu. Vă zic în primul rând ca și Vlad, bună seara, bine v-am găsit. A fost un meci nu chiar foarte ușor. În tur au arătat și fotbal, dar în retur s-a văzut că suntem o echipă mai bună și am destabilizat total. Tu pe ce poți joci? Mijlocaș lateral. Practicați de mult fotbalul? Da. De la vârsta de 5 ani. Și cum a fost tot parcursul acesta până în prezent? A fost foarte ok. N-am întâmpinat probleme, nici accidentări foarte grave. Am început prima oară la domnul Gicu Diaconescu, la clubul CSM Râmnicu Vâlcea, înainte să se desființeze. Iar apoi, ulterior, în 2017, am fost mutați toată grupa la CSM Râmnicu Vâlcea. Vlad? Am început la vârsta de 5 ani, la domnul Mihai Duică, mai apoi la Licaios, Râmnicu Vâlcea, la domnul Matei Bogdan, iar apoi la CSM până să se desființeze. Acum să-l întrebăm pe domnul președinte. Știu destul de bine că sunt peste 400 de copii în clubul SCM Râmnicu Vâlcea. Avem această echipă care este la un pas de a promova în Liga a doua. Spuneți-ne câteva lucruri despre toată frumoasa poveste care se află la secția de fotbal. O să reiau, dumneavoastră, cred că știți cel mai bine povestea noastră de când ne-am înființat. Echipa aceasta de seniori este practic vârful piramidei și reprezintă un model pentru toți cei 400 de copii care practică sportul la clubul nostru. Dovada elocventă este că și cei doi care sunt aici, alături de colegilor, mai sunt 9 copii, le zic încă, juniori, care sunt în lotul echipei de seniori de la SCM Râmnicu Vâlcea, fac antrenamente permanent, joacă. Vlad a dat gol, Luca a dat gol în barajul de anul trecut și el. Încă sunt juniori, sunt foarte mici, au 18 ani, mai au un an de juniorat, joacă și la competițiile de juniori, au jucat inclusiv această ediție de campionat și cred că ăsta e cel mai mare imbold sau cea mai mare mândrie, atât pentru ei cât și pentru familii, în primul rând. Au niște modele sănătoase în colegilor mai în vârstă, cresc și ei în valoare, le crește valoarea sportivă. Faptul că am înregistrat și aceste rezultate reprezintă confirmarea pregătirilor foarte bune și seriozității. Nu-i ușor. E clar că nu e ușor pentru ei, că sunt și la școală, sunt și la antrenamente în fiecare zi, dar nimic nu se obține fără muncă și perseverență. Acum să sperăm, repet, nu este o presiune, noi încă suntem echipa nou promovată și la acest baraj, e primul an de Liga a treia, încercăm să facem tot ce ține de noi și să sperăm că și reușim. Ceilalți copii au fost alături, inclusiv de la Centrul de Copii și Juniori, cred că au fost mai mult de 3/4 prezenți la meci și ne-au susținut. Nu, efectiv, i-am simțit aproape bucuria lor că vin lângă noi și să sperăm că această poveste va avea happy end. Da.
Haideți să vorbim puțin despre fotbal în general, da? Știm destul de bine că Vâlcea, într-adevăr, are un centru de copii și juniori care vrea să se dezvolte având echipă în Liga a doua și să încet, încet să ajungem în Liga a întâi. Nu că pun eu presiune acum pe voi, dar știu că asta își doresc, își dorește toată lumea. Și să discutăm puțin și despre celelalte echipe, pentru că știm destul de bine că toată lumea este dornică de afirmare. Adică sunt echipe care și ele își doresc la rândul lor să fie sus, da? Și nu este atât de ușor și știm destul de bine că la final, când tragem linie, doar una singură trebuie să ocupe locul întâi, cumva, gen. Dar știu destul de bine că sunt patru echipe care trebuie să o promoveze în Liga a doua, zic bine, Jean? Cinci. Și va fi și a șasea, care va fi stabilită în urma unui baraj între echipele care vor pierde în această finală. Deci e încă o șansă. Și da? Pentru echipa care va fi învinsă. Eu ce să vă spun, pentru mine, de exemplu, este un avantaj enorm faptul că sunt atâția juniori talentați, că Academia lucrează și produce an de an. Revin, dumneavoastră, fiind alături de noi încă de la înființare, știți foarte bine că am fost aici în studio cu jucători care sunt la Liga 1, a zis că puneți presiune pe noi, nu puneți presiune, că ei oricum beneficiază de oportunitatea asta, că se întâmplă de aici, că nu se întâmplă de aici. Colegii lor sau predecesorii lor, da, sunt pe la Liga 1, Liga 2 și joacă cu real succes. Deci nu e nicio... De aia se pregătesc să-i ajute Dumnezeu să joace mai sus de Liga 1. Da. Pentru noi, este un avantaj enorm faptul că sunt copiii din Vâlcea. Și inclusiv la meciul de sâmbătă, la semifinala de sâmbătă, au fost în teren, am terminat cu 6 jucători juniori, am mai fost și pe bancă, mai sunt și în lot. Deci este un mare, mare avantaj, în primul rând, pentru ei, că se pot exprima acasă. E o rampă de lansare pentru toată lumea, trebuie să beneficieze de ea, sau pot beneficia de ea. Da, bine zis. Haideți să-l întrebăm pe Vlad Ionescu. Cred că ți-ai dat destul de bine seama dacă vrei să continui cu fotbalul sau îți alegi o altă carieră sau îți dorești să mergi și cu una și cu alta, cu toate că este foarte greu dacă țintești, așa cum zicea Jean, să joci în Liga 1 și mult mai sus. Voi încerca să merg cât mai mult cu fotbalul. Doamne ajută să ajung acolo sus unde mi-am propus încă de mic și... Cum simți în acest moment că ești în legătură cu fotbalul? Te simți puternic? Te simți în siguranță? Mă simt puternic, dar mai am de muncă până ajung sus. Cu siguranță, că fără muncă nu putem să realizăm absolut nimic. Și este într-adevăr foarte greu. Dar nu e imposibil. Dar întotdeauna gândirea pozitivă ne poate duce acolo unde noi ne dorim. Da. Și cu celelalte, muncă, seriozitate, o pregătire foarte bună, uite, așa cum o aveți la SCM Râmnicu Vâlcea. Haideți să-l întrebăm și pe Luca Turcu. Luca, tu cum te simți în momentul acesta după experiența pe care ai acumulat-o până în prezent? Mă simt pregătit să joc, mai ales la nivelul la care suntem acum, la Liga a treia. Urmează un meci decisiv pentru noi și încercăm să facem tot ce putem ca să câștigăm și să promovăm Liga a doua. Da, o să te mai întreb pe parcursul emisiunii și despre gândirea ta pe mai departe, dar pentru că tot ai ajuns la momentul cu meciul care urmează, îl întreb pe antrenor să vedem ce ne spune, cum crede că va fi și cum este în momentul de față echipa, cum se pregătește ea pentru următorul meci. Echipa este foarte montată, toți ne dorim să promovăm la Liga a doua.
este important și pentru ei și pentru ceilalți copii care vin din urmă să aibă o motivație în plus când ajung la seniori. Fiind Liga a doua, este altceva. Liga a doua a crescut destul de mult, mi se pare, față de acum, cred că sunt 7 ani și jumătate de când nu mai avem echipă la Liga a doua. Când s-a desființat, atunci am plecat și eu și avem toate condițiile să promovăm și să facem lumea bucuroasă din oraș. Va fi un meci disputat în 2 manșe și au o echipă destul de bună, închegată, joacă de mai mult timp împreună, dar unde se va juca, la Câmpul Lung, Gămușel sau? Turul vom juca la Câmpul Lung, iar turul vom juca aici, în Zăvoi. Ați avut spectatori mulți la meci? La meciuri? Mai ales la acesta ultimul cu echipa din Zărnești, aproximativ 5.000 de spectatori. Venim în sprijinul lor și profit de această ocazie să-i anunț că organizăm o deplasare și la Câmpul Lung sâmbătă, la ora 18 va fi meciul, punem la dispoziție un mijloc de transport și poate lua legătura cu șeful galeriei de la Liga Suporterilor Vâlceni, domnul Costel Ungureanu. Este deja e făcut anunțul și publicat și pe pagina lor de Facebook și pe a noastră. Știu foarte mulți oameni care vor veni individual la meci. Sperăm că se termină bine, repet. Facem tot ce se poate să nu le lipsească nici băieților nimic. Noi, așa cum v-am spus, având și Academia în spate, am mers în principal pe, așa cum a fost și la Zărnești, vorbeam cu domnul președinte de la ei, că practic ei au creat o emulație în acea zonă, emulație pe care am simțit-o cu toții și la meci, pentru că sunt doar jucători localnici. Exact pe același principiu am fost și noi când s-a înființat această echipă, am luat-o de jos, chiar dacă, așa cum a zis și noi astăzi, lumea e obișnuită, e pretențioasă la Vâlcea, vrea meciuri de calitate, am luat-o cu Liga 4, acum Liga 3, iată că se văd 3/4 din jucători sunt cei care am promovat, inclusiv cei prezenți aici lângă mine au jucat și anul trecut, cresc odată cu echipa și să sperăm că ne maturizăm și cu rezultate. De fapt, știi cum, în orice domeniu rezultatele contează. Exact. Dacă e un mediu sănătos, nu au de ce să nu performeze, pentru că ei sunt băieți serioși, se pregătesc foarte bine și de aia au și venit rezultatele. Ar trebui să le spunem telespectatorilor că ei sunt și elevi. Este foarte greu să parcurgă și mersul la școală, da? Și să și învețe în același timp, nu doar să ajungă până la școală și înapoi, așa cum o fac și la antrenamente, da? Vă pregătiți foarte bine și pentru meciurile care urmează, da? Hai să-mi spuneți cum a fost parcursul acesta pentru voi din punct de vedere școlar și apoi să vorbim și cel sportiv. Un parcurs greu, pot spune. Profesorii ne-au înțeles că suntem la o echipă, echipa orașului, și putem merge cu sprijinul lor la antrenamente și la meciuri. E greu când vii obosit de la meci, câteodată de la pregătire plouă, ninge sau este prea cald. Efortul pe care îl depuneți este unul destul de mare. Apoi să ajungi acasă să mai și înveți este într-adevăr mai greu. Dar cred că este și ușor și frumos, de fapt frumos în acel, pentru că vă dezvoltați foarte bine fizic, psihic, nu? Da. Și puteți deveni oricând cei mai buni oameni care, eu știu, să ne reprezentați cu cinste orașul, indiferent unde voi ajungeți sau de ce nu. Dacă nu vreți să mergeți mai departe, puteți să rămâneți în acest oraș și să-l faceți mult mai frumos. Nu că nu ar fi. Hai să te întreb și pe tine, Luca. Cum te descurci cu școala? Cum este programul? Că este destul de încărcat. Este destul de greu. Sunt unii profesori care înțeleg, sunt unii care nu.
Momentan încerc să merg în paralel, dar cred că înclinația mea este se duce mai mult către fotbal în momentul ăsta. Da, cel mai frumos. Întotdeauna, dacă ți alegi ceva care îți place și lupți pentru acel lucru, este imposibil să nu realizezi. Și sunt foarte multe avantaje în sport. Ești cel mai sănătos, gândești foarte bine, cu rapiditate, ești un bun, eu știu, om de afaceri, chiar poți, după terminarea vieții sportive. V-ați gândit vreodată la ce echipă ați putea juca? La momentul ăsta eu îmi doresc să joc cel puțin la nivelul Superligii României și echipa mea preferată este FCSB. Și ai și un jucător care te ghidezi după el, îți place, îl urmărești, îl vizualizezi când ai tu timp? Mă mai uit la Florinel Coman, îmi place de el, este în formă la momentul ăsta și încerc să înțeleg cât mai multe din ce văd la el. Ia spune-mi și tu, Luca. Vlad, la fel ca și Luca, tot la nivelul Superligii, îmi doresc la FCSB și sper să ajung ca Darius Solaru. Da. Care sunt antrenorii preferați din România și nu numai în fotbal? Nu pot spune că am unul, dar îl admir foarte mult pe Carlo Ancelotti. Și tu? Dacă a zis din România, singurul antrenor care îmi place mie este Dan Petrescu, deoarece a condus CFR-ul către atâtea titluri și cred că este un antrenor de valoare și la nivelul Europei. Și din afară? Din afară tot la fel Carlo Ancelotti, la Real Madrid. Da. Frumos. Este foarte bine ca visul vostru să se realizeze și să urmați întotdeauna tot ceea ce vă place să faceți. Bineînțeles pozitiv. Nici nu mă gândesc altfel. Și să aveți la școală mai multă înțelegere din partea profesorilor. Faceți ceva organizat, care vă dezvoltă din toate punctele de vedere. Sportul dezvoltă foarte bine. Jean Turmacu, președintele secției de fotbal de la SCM Râmnicu Vâlcea, poate să spună acest lucru datorită faptului că prin mâna dumnealui au trecut foarte mulți sportivi, așa cum sunteți și voi, ne reprezintă cu cinste Vâlcea și nu numai. Sunt fotbaliști care joacă la echipe din țară și din străinătate și așa că este cel mai bine. Nu, Jean? Meritul, în primul rând, este al... Sunt, așa este, sunt destul de mulți jucători, dar meritul este, în primul rând, al lor, că au fost serioși, s-au pregătit bine și al antrenorilor care au lucrat. Datoria noastră, practic, este să le creăm sau să încercăm să le oferim condiții cât mai aproape de cele optime. Mai departe depinde de ei dacă beneficiază de ele. Colegul meu Ionuț îmi face semn că urmează o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat.